Fiul a Domnului nostru Iisus Hristos, prin care s-a zdrobit puterea diavolului și s-a făcut viu neamul nostru cel mușcat de vicleanul șarpe cel de demon. Iar pe cei ce vor intra și se vor închina în clopotința aceasta și vor privi la acest semn al Sfintei Cruci, se vor închina și la trecerea prin fața acestei clopotnițe, binecuvintează-i, apări cu puterea Sfintei Cruci, se binecuvintează, se sfințește semnul acesta al Sfintei Cruci, cu harul Sfântului Duh, prin stropirea cu apa aceasta sfințită, în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh.